Autoritățile locale din Fălticeni au avut în programul ediției 2021 și o festivitate de premiere dedicată elevilor cu rezultate deosebite la evaluarea națională și bacalaureat, ce a avut loc duminică 18 iulie pe ponton la baza de agrement Nada Florilor. S-au pregătit pentru sărbătoare. Autoritățile locale din Fălticeni au organizat în această lună zilele municipiului, manifestare care, pe fondul relaxării restricțiilor, s-a desfășurat la o scară mult mai mare decât anul trecut. Printre alte activități artistice, culturale sau sportive, premierea elevilor a fost una dintre acțiunile organizate de primăria municipiului Fălticeni. Părinții, bunicii și susținătorii au fost încântați de reușitele elevilor. Suntem aici la un eveniment sportiv, nu e vorba de fotbal, e vorba de natație. Vă vorbesc cu foarte multă emoție pentru că municipiul Fălticeni este acum pe locul 2 la nivel național în ceea ce privește medalii obținute la campionatul național de natație, etapa finală. Și mă bucură foarte mult faptul că am putut să fiu alături de acești copii și faptul că Fălticeniul depășește Steaua, Dinamo, Craiova, Timișoara, Iașu, nu mai vorbim de Suceava, că nu vreau să ne certăm cu nimeni. Suntem în top. Mă bucură faptul și mă impulsionează să sprijin în continuare această activitate. Mulțumim tuturor, la mulți ani de zilele municipiului Fălceni, la mulți ani de Sfântul Ilie!